Ai desfăcut-o? Am vrut să-ți vadă lumea dexteritatea cum desfaci o bere. Bă, știți cum desface berea? Cu dinții, mă, așa, cu măsele. Hap, și-o desface. Da, și știe și cu ochiul. Da. Nu, glumesc. Da. Nu-ți place, de ce? Nu e ca și Corona? Nu. Noua bere de la Peroni. Da, cred că e ca și Corona. Dar tot mi se pare prea amară. Place? Îmi place mai mult decât Corona. Că e mai fină. Corona are gustul ăla așa de impact. E bună și Corona. Asta e mai fină. Asta dacă stăm la soare, la apă și cât îți beau din astea? Vreo 4. Ce? 4 beri. 4 beri? Cred că cu toții v-ați aștepta să zic vreo 20. Eu cred că 4 guri. Nu, din astea îți beau. Ce, că din alea întâlnirii deschise de alea mici? Deschise 33. Tu, din astea. Păi, alea San Miguelito? Din alea... San Miguelito este piquito. Alea din Tenerife, alea erau micuțe. Pequenito. Și tot le beai și erai la soare și la plajă și la apă. Am stat 3 săptămâni, 2 săptămâni în Spania, frumos, pe insulă, mi-am luat un... Cât e? 2 de alea de six-pack? Da. De... 0... 20? 250, cred. De 0,25 am dus, așa le beau în 2 zile. Câte am put? După 2 săptămâni eu mai rămas vreo 3. Nu ai bun. Mai puține. Noroc o vine George. Și că George ai luat Heineken. A. Pe insulă și ai luat Heineken. Bun, bun Heineken, bun. Sunt foarte fericit. Eu, de regulă, bubă, eu de regulă, de suflet, de sânge, de așa, eu țin cu unica mea iubire. Deci dacă ar fi dintre Ucluș și Steaua, Ucluș. Ce mă urmărești? Că am zis unica mea iubire. Asta e geloasă. Asta e geloasă pe echipele de fotbal. Pe eu nu pot să țin cu o echipă, să iubesc cu o echipă de fotbal, mami. Numai pe tine trebuie să te iubesc. Ieși, că nici pe tine nu te mai iubesc, numai pe măta. Dă-i drumul. Ce? Da, bine, pe eu sunt loial, mă, pe eu am zis și în față la uiști. Doar cine ăsta mă știe. Eu și în față la dinamoviști, și la uiști, și la ceferiști am zis de și la invers. Eu dacă așa asta simt, asta... Da. Spune și lui asta, ce zice. Câtorva persoane nu... Cu câteva persoane nu trebuie să deschizi subiecte religioase, politice, sportive. Cum ar veni tata, socru? De aude că sunt cu Steaua, că joacă și cu Farul acum pentru campionat. E 2-0 și eu mă bucur că ia Steaua. E echipa mea de când îs mic. Becali, omul meu de suflet, n-ai ce să-i zici. E extraordinar și eu, un simbol al sportului românesc. Bine, mami, dar pe ce vrei să mint? Nu mint. N-ai spus niciodată, deci de fiecare dată când a venit vorba de așa ceva și ți-a spus ce ți-a spus... Eu ziceam de basket. Schimbam subiectul pe basket. Că tu ții cu Steaua. Da, dar nu, am zis că și eu țin cu... Ce, țin cu... Ce-a vrut el să audă. Păi nu. Dar cealaltă parte... Jumătatea de adevăr... Ai spus și la Rui și la Dinamovici și la... Da... Trup și suflet și pentru lui... culori. Uclu și Steaua. Și lui de cine este? Pentru că nu m-a întrebat. Da. M-a întrebat logotuții cu Steaua. Bun, lasă că dar... o să-i spun eu să te întrebe. Păi atunci nu se mai pune întrebare. Și dacă mă întreabă, zic da. Se ciudă. Nu, zic da. Și nu mai vorbesc cu tine. Și-l terorizez pe ăsta. Ai, domne. Ai venit acasă, tată, da. Vrei să-ți dau pupici și să ne iubim? Aici au să doar, mă rog. Unde? Aici. Acolo o să fie pătuțul lui Rocky. Da, aici. Acolo e coșul lui Rocky. În coș. Rocky în coș. Bravo, tată. În coș! Bravo. Deci, cum ziceam, am avut emoții. CFR-ul, am fost foarte fericit că o luat CFR-ul, titlul, 5 ani la rând. Fericit că nu, e din Cluj.
inima mi-a fost supărată că nu m-aș fi bucurat mai tare să fie o Cluj de 100.000 de ori. Dar nu-s nebun și, bă, o veni la Cluj titlu. Ce? Lasă-le că le pun. Dar acum e vremea și steliștilor, echipa mea de corazon. Oricum are echipă tare Steaua. S-o dus, Hagi, tată. Ai sperat cât ai sperat, dar degeaba. Alibec, te-ai dus. Nici nu mai postez clipul ăsta. E 2-2. Rocky, cred că-mi vărs toți nervii pe tine și toată supărarea. 2-2, fraților. Dar pe merit, bravo. Bravo și pentru Faru Constanța. De la extaz la agonie, fraților. Și cireașa de pe tort. Începem plimbările nocturne alături de prietenul nostru, Rocky. Plimbări care ne vor duce spre niște locuri extraordinare de făcut. Pișu, caca. Așa ai, tată? Deci îmi facem pișu și caca. De când am mai făcut pe aici? Nici nu știu să-i pun în lesă. Poate s-o sălbăticit. Nu-i pun lesa. Nicu se uită. Pune tata lesa. 2 pauză, 1 final. No, bucuria mea s-a dus papa sâmbetei. Bă, mai bine lua Steaua decât Farul, mă. Hai, săracul Gigi. Încă nu-i gata. Încă nu-i gata. Exact când am intrat eu în casă cu câinele. Pă merit, cum lucrat, o muncit și ei. N-ai ce. Nu, mă, nu. Mi-ar fi plăcut să ia și Steaua. Ce iubirea lui tata și fiți atenți. Cei care aveți căței, dar aveți și copii. Șervețele cu clor, clorexidrină. Îl faceți pe câine și gata. Deci de mai impuneam și pariu. Vorbeam singur toată noaptea. Mai dă-le una. Jos, jos. Încă una. Măcar să fie jos. Cu cine vorbesc? Jos din pat. Uite ce dorme ăsta pe burtă. Braștile, traștile, braștile, traștile. E gata. E gata, fraților. Nu ne ține că dă tata că ca și băiatul e nervos. Ce băiul tata meu? Căca, ia-o, cheata. Iată, nu i-a mai dat vitamina, te-am uitat. No, n-o scuipa. Figurantule. Fălci, 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 fălci. Figurantule. Cât despre campionat, pe merit o luat. Merit. Ce-a făcut Hagi din echipă și cât a lucrat și așa, eu pe merit o luat campionatul. Nu, mă, v-am zis. Dacă nu vine la Cluj, campionatul preferam să vină la Steaua. Ni compinge, că și aici era fain când lua CFR-ul. Vineau echipe mari, Chelsea, tot. Și făceau și rezultate CFR-ul. Da, lasă și acolo, să se dezvolte și Constanța din punctul ăsta de vedere. Le intră bani, le intră ăsta, poate să fac borduri, asfalturi, că stau cam prost la capitolul ăsta. De ce să te mâng eu pe tine? Ce ești nervos? Fălci, 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 fălci. Vă las, fraților, vă las, ne auzim. O seară minunată. Ăsta a fost meciul, ăsta am fost eu în timpul meciului. Din ce ați văzut, dar am fost un pic mai agitat. Și nici n-am pus pariu. Fălci, 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 fălci. Vă pupă, tăticul Livian.